Hristos a înviat. Slavă ție, Doamne, că s-a terminat. Am avut o experiență uimitoare. Părintele Cabarnos ne-a înălțat la cer și ne-a dat drumul de sus. Așa frumos, și fiecare care a avut parașută a rezistat. Ne-a ridicat la cer. Și de acolo, din nori, sigur că sunt altele dimensiunile, cu siguranță am putut să alegem fiecare așa cum o albină alege din orice floare numai ce e bun. În această seară ne-am rugat diferit. Zice că un preot și un dascăl s-au dus la rai și Sfântul Petru a zis: părinte, mergeți dincolo dumneavoastră, rămâne aici cântărețul. Și a zis părintele: Doamne, dar eu te-am slăvit pe tine mereu, te-am prea slăvit, Iisuse, Doamne, dar eu să nu fiu aici. Zice, el are prioritate, cântărețul. Dar de ce? Păi zice, când predicai tu, toată lumea adormea. Și când cântărețul cânta și cânta prost, zicea lumea: Doamne, iartă-l, Doamne, ajută-l, Doamne. Și zice, toată lumea pentru el se ruga, așa că el vine înaintea ta. Iubiții mei, în această seară ați înțeles frumusețea muzicii psaltice. V-am invitat la început să vă rugați și v-ați rugat, sunt convins, fiecare dintre voi. Acum vă chem din nou să ne întoarcem pe meleagurile noastre românești și să admirăm muzica psaltică așa cum au gândit-o Sfinții Părinți. Psaltica românească este păstrătoarea autentică a contemporaneității mesajului smerit și iubitor patristic, adică acea smerenie în care omul se poate ruga. Dar omul se roagă în două feluri: Doamne ajută sau Doamne ferește. Sigur că sunt două moduri de a ne ruga, însă interesant e faptul că dacă ne întoarcem puțin în istorie, vedem că Mihai Eminescu, al nostru, iubea muzica psaltică. Aflăm asta de la slujitorii Catedralei Mitropolitare din Iași. Mihai Eminescu iubea să vină la vecerniile pe care le cânta marele suceveanu și corul lui Gavril Muzicescu. Acești mari protopsalți era o prezență aparte în catedrală și lui Eminescu îi plăcea să vină acolo. Iar el, Eminescu, iubea foarte mult de la vecernie cântarea Lumină Lină. De aceea cântecul acesta l-a inspirat atât de mult încât crezul lui legat de credință este acesta: răsai asupra mea lumină lină, ca-n visul meu ceresc de odinioară. O Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Acest lumină lină, spus cu atâta dragoste de Eminescu, arată dragostea lui pentru ceea ce se petrecea în Catedrala Mitropolitană din Iași. Și găsim o caracterizare atât de frumoasă făcută lui Dimitrie Suceveanu. Se spune așa despre el, că el venea la vecernie la oră fixă, se închina la iconostas, își așeza bastonul și jobenul în strană și în timp ce canonarhul din strana stângă citea ceasul al nouălea, suceveanu citea în taină paraclisul Maicii Domnului. Avea rugăciunea lui proprie. Apoi, în timpul utreniei, în timp ce se cântau canoanele, el mergea în altar și își rostea singur în taină acatistul Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, împreună cu Gavril Muzicescu și cu mitropolitul Iosif Naniescu, o mare voce, în reședința Palatului Mitropolitan, după otpust, se servea întotdeauna dulceață și cafea. Aceasta era starea de spirit din anii aceia. Așadar,
Eminescu a iubit muzica psaltică și a iubit pacea pe care muzica psaltică o oferă credinciosului ortodox român. Și Anton Pan, marele psalt al Anton Pan, aici în București, a spus un catren, l-a scris cu dragoste și atât de actual și atât de prezent în realitatea de astăzi. Această realitate este valabilă și pentru coriștii de la corul Tronos, cei care vor umple scena sălii palatului, și pentru toți cântăreții din România și nu numai. Anton Pan zice: să cântăm cu glas cucernic, mângâios, nu prea puternic, păzind și pe cât se poate tonul și vorbele toate, ca și în firească citire, fără nicio osebire. Asta vroiau părinții și bunicii noștri, să cântăm cu glas cucernic, mângâios, nu prea puternic. Așadar, iubiților, să ne întoarcem pe meleagurile noastre românești. La un tânăr, tată a mulți copii, bun frate și coleg de patriarhie de ani și ani de zile, un părinte minunat, familist, iubitor de soție și de copii, iubitor de Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu care iubește munca și care a reușit să inspire o generație. Corul Tronos este un cor misionar. Oamenii ăștia fac misiune pentru dulceața ortodoxiei românești. Munca de câteva decenii a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și a celor care s-au adăugat de-a lungul timpului grupului Tronos este o muncă ce a dat rod. Datorită lor, muzica psaltică s-a răspândit în toate zonele țării. Atâtea generații de psalți, de diaconi și de preoți s-au format în acest cor. Am redescoperit datorită lor parfumul vechilor creații bizantine sau autohtone, bucuria colindelor sau a cântecelor patriotice. Astăzi nu concepem să vină Crăciunul sau Paștile fără un concert Tronos. Ceea ce simțim de fiecare dată când îi ascultăm este o emoție sfântă care ne înalță spre rugăciune, care ne ridică mai ușor sufletul la Dumnezeu. Abia aștept să-mi liniștească sufletul Mihai Bucă și corul Tronos.